FM. Aici e petrecerea. Hai, plecăm. Acum trebuie să restartez o dată. La 4 minute mi se pare. Colțul de jos se vede. Dubut 2.0 instalat pentru protecție. Trebuie să reia procesul de instalare, partea a doua. Trecem mai repede primele inuții deja făcute și după aia continuă. Aici am folosit un USB 3.1. Care se pare că oricum nu face probleme. E un SanDisk. La revenirea sunetului, totul este gata. Apare icoana de intrat plus data care specifică supermodul. Având în vedere, o să mai apară încă o dată dacă, pentru că arhiva este încă în pe stick și va apare în continuare actualizarea. Interfața în română. Da. Tot al comandelor care este în română, după cum se vede. Care e deja în română. În 100 de metri virați la...
Să ne pornim. Ieșire. Văzut dacă le pornește. Să vedem dacă e vorba numai de asta, în continuare apare. La tot pe negru apare. Uite că a plecat. E vorba numai de inițializare, bănuiesc. Tu vede că e în română. Apa în aplicație, nu ai zis? Afară de glitch-ul ăla la început, văd că rulează bine. Pare că a fost o problemă de inițializare. Ia să facem oprire. De nou. Trebuie din nou.
4. Din cauza asta trebuie, știi, după ce iese afară, se inițiază, să restartează din nou icoana. De să pierde dacă este accidental. Reporni din nou. Apare iconița și pleacă din nou. Mare mic, mare mic, mare mic, mare mic. Nicio problemă de aplicații, în afară că dacă se inițializează bine. Deci MD video selectare. S-ar putea să fie de o eroare de codecuri. Asta e o... Pentru dezinstalare e butonul de dezinstalare, captură. A apărut captura jos în ecran. Și dacă vreau să fac o captură, doar apăs o dată și capturează pe... Dacă vreau să anulez butonul, țin 4 secunde apăsat și să dispară. 1, 2, 3, 4. A dispărut. Cam asta e. La ieșire se restartează aplicația cu icoană. De aceea, dacă se iese accidental, acea icoană nu va apărea pentru că nu se reinițializează. Cam asta e.